Dragostea care schimbă lumea. Emisiune despre oameni și organizații implicate în folosul comunității. Bine v-am regăsit, sunteți la Implicat. Astăzi, gândul nostru, inima noastră, ființa noastră întreagă se îndreaptă către persoanele cu dizabilități. Tu poți să fii mână, picior, ochi și chiar voce pentru cei care suferă. În scopul acesta l-am invitat în studio, alături de noi, pe pastorul Daniel Dumitriu, coordonator și reprezentant local al Asociației Ridică-te și Umblă. Bine ai venit, Daniel! Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună! Daniel, înainte de toate, spune-ne câteva lucruri despre tine. Cum ai ajuns tu să fii aproape de acești oameni care suferă, nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere emoțional, spiritual, social? A apărut o oportunitate pe care n-am pierdut-o de a lucra cu oamenii aceștia. Prin 2010 au apărut primele semne de organizare și, sincer, 2014-15 deja a ajuns și în Timișoara, ne-am organizat și am văzut că mă potrivesc cu oamenii aceștia și facem o echipă bună și n-am avut de ce să dau înapoi și ți se schimbă și perspectiva când întâlnești oameni cu dizabilități. Chiar cum spunea cineva, am simțit pe pielea mea, dacă până acum nu aveai ochi să-i vezi, acum cumva ochiul e format și vezi pe omul ăla că se chinuie la o bordură, vezi că omul ăla se ține, că nu mai poate să meargă, șchioapătă sau are o anumită problemă, da? Deja simți, ești acolo, gata să intervii și începi să vezi lumea cu alți ochelari. Este o lume plină de suferință, noi știm lucrul acesta și e frumos când poți să te uiți acolo și poți să și întinzi o mână, ba chiar să fii și picior, da? Și să fii și privire și ureche și tot ce e nevoie să faci viața mai frumoasă asemenelui tău. Ai spus că ai simțit că te potrivești. Care au fost acele calități care te-au ajutat în prima fază? Ai avut ceva istoric în familie sau cum anume ai simțit tu că te potrivești? Da, interesant de văzut lucrul acesta. N-am stat să mă gândesc. Mi-au zis alții, știi, unele lucruri le înțelegi când îmi zic alții, bă, ești bun acolo, foarte bine te ocupi de ei sau așa. Te încurajează un cuvânt de felul acesta, da? Haideți să vă zic un pic cum a început Ridică-te și Umblă. Te rugăm. Da? Ziceam că în 2010 un pastor poet foarte simpatic, George Uba. Foarte bun poet. Da. Iubim poeziile lui George Uba. Mă bucur că-l cunoașteți. Povestea că era la birou și a stat așa peste program, cum stă și Lenu acum. Și zice că era ultimul, el trebuia să închidă, cum face acolo, nu prea știa foarte bine, dar pe scurt povestea este când s-a dus să închidă, să tragă poarta mare, cum era veche și așa, poarta s-a rupt, a ieșit din balamale, ce s-a întâmplat, nu știe, dar a căzut peste el. Și povestește că era sub dita mai poartă și minutele alea, secunde ce or fi fost, se gândea, wow, dacă nu o să mai mă pot ridica de aici, dacă nu o să mai mă pot mișca. Și deja se vedea într-un scaun cu rotile, deja. Deci el a fost primul gând, cu ajutorul lui Dumnezeu a ieșit de acolo, da? Dar gândul ăsta l-a urmărit tot timpul și așa a întâlnit un tânăr bărbat undeva în Teleorman, Aurel Burcea. A văzut problemele lui, inima lui, dorința de a face ceva pentru semenii lui, deși el era într-un scaun cu rotile și zis, bă, hai să facem împreună ceva. Aștia au fost primii pași, undeva aprilie, și-au pus ei așa o țintă în fața lui Dumnezeu. Dacă adunăm 25 de oameni, zice, în București, pornim și mergem înainte cu Dumnezeu. Și chiar așa, chiar au reușit să adună 25 de oameni, au făcut o revistă, revista împreună, au început să o răspândească peste tot în țară și oamenii ăștia se și găsesc ușor. Suferința te leagă, știți, cumva. Și cam asta a fost începutul și apoi s-a răspândit ca focul miriște în toate orașele. Ideea a fost, haide să strângem un grup de oameni, valizi, care să aibă ochi pentru cei din jurul lor
și să-i vadă pe cei cu dizabilități să fie mai integrați. Da, atunci erau, vă dați seama, mult mai puține facilități. Și acum încă sunt discuții, s-au dezvoltat foarte multe chestiuni, dar încă mai este loc. Și așa au început. În fiecare oraș mare să apare un grup, în jurul unor biserici de oameni de bine care strângeau, căutau oamenii pe stradă sau între prietenii lor și formau un grup mic, se adunau lunar și așa a pornit asociația Ridică-te și umblă. Foarte frumoasă poveste și ce grozav că un om care a avut șansa să scape, mă refer la domnul George Uba, totuși experiența aia l-a urmărit așa de mult încât a dat naștere acestei comunități în care, așa cum spuneai, cei care sunt valizi ajută pe cei care au nevoie de capacitățile lor. Cred că toți care avem în jurul nostru și aproape toată lumea cunoaște o persoană care are o dizabilitate, suntem cumva uimiți de capacitatea lor de a face față durerii, de a-și găsi un scop în viață, în ciuda faptului că oportunitățile sunt limitate. Tu te întâlnești mai mult cu aceste persoane. Ce le dă această putere să dorească să-i ajute pe alții? Cum este relația lor cu Dumnezeu? Cum îl înțeleg în contextul în care a avut un punct în care s-au rugat cu siguranță pentru vindecarea lor, pentru depășirea anumitor obstacole și lucrurile nu s-au întâmplat? Și totuși au rămas credincioși lui Dumnezeu și dedicați comunității. Ce îi motivează să facă aceste lucruri? Te referi acum la cei cu dizabilități? Da, la cei cu dizabilități, da. Care au această dorință vreau de să fiu sigur ajuta. Cei cu dizabilități care ajută pe alții? Da, da. Da. Ce mi s-a părut interesant de la început, am crezut că e o chestie mai ușoară, în sensul că imediat oamenii aceștia sunt sensibili la Dumnezeu, la situația lor prin care trec și privesc altfel lumea. Surpriza mea a fost totuși să văd că nu este așa. Sunt oameni care nu sunt interesați de Dumnezeu. Chiar mergând așa, văd oameni pe stradă, așa cum am zis, am început să am ochiul format, să-i văd, îi abordez pe stradă, îi întreb de bine, de sănătate, apoi schimbăm un număr de telefon și încercăm să-i mai căutăm sau să-i chemăm când avem o întâlnire. Unii vin, unii nu vin, unii sunt prietenoși, unii sunt limitați, să folosesc așa. Un exemplu foarte simpatic a fost în Bălcescu, un nene, era într-o stare deplorabilă și i-am zis, ai auzit de asociația Ridică-te și umblă? Zic, uite, sunt oameni ca și tine și așa, n-am apucat să zic, ce ridică-te și umblă, zice el. Tu nu vezi cum îți eu, zic. Și încercam să zic, nu, asta este un nume, zic, doar așa, lasă-mă, cum să ridic, cum să mai mă ridic eu și să umblu? El a exprimat cumva glasul acelora care și-au pierdut nădejdea, care chiar sunt disperați, trăiesc de pe azi pe mâine, din mila cetățenilor, care nu pot înțelege mai mult, n-au preocupări mai înalte, n-au griji mai speciale și asta e contextul lor, nu-i judecă nici într-un fel. Bine. Dar există într-adevăr o categorie de oameni care se prinde Dumnezeu și trec peste orice problemă și au în spate niște lupte incredibile până au ajuns aici, dar sunt și oameni care nu sunt neapărat interesați. Și noi, de aceea n-am încercat la întâlnirile noastre să punem religia pe primul loc, deși eu credeam că e ușor, că religia îi strânge sau elementul acesta, credința în Dumnezeu. Din contră, noi de la început am zis că să fie o adunare de prietenie, de simpatie pentru toate credințele, ai voie să te manifesti în felul tău, după convingerile tale, fără să punem bariere, să creăm pur și simplu dialogul. Asta mi s-a părut cel mai important lucru. Și în principiu cei care veneau și dacă vedeau că e ceva religios, înclinați, acum așa sunt crescut și format, nu? Era o înclinație, poate, religioasă. Unii au zis, nu mai venim, nu suntem interesați, alții, din contră, erau foarte încântați și încet, încet se decantează sau se formează un grup, da. Până la urmă, ca și organizație, oferiți un pachet de sprijin. Fiecare accesează cât poate, cât dorește, cât are nevoie, cât are deschidere. Da, da. Cam aceasta este, te ofer pe tine însuți, da? Tu îți mai ai un prieten, ai altul, până formezi acel minim grup. Uneori te bucuri să vezi că ai voluntare, 15-20, că se implică cu diaconia, cum zicem noi, femeile fac sandwich-uri, faci o masă de fiecare dată când
întâlnești, se organizează bine. Alteori ești în criză, ai numai pe cei din familie lângă tine și ai nevoie de voluntari și nu știi de unde să-i mai cauți, să-i găsești. Și, da, sunt situații și situații, dar mergem înainte. Categoric. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, să mergem înainte și să exprimăm dragostea lui, bunătatea lui, acestei categorii de oameni și tuturor oamenilor până la urmă. Hai să vedem câteva din activitățile pe care Asociația Ridică-te și umblă le are pentru a-și atinge scopul. Scopul principal declarat este să creăm un spațiu de familie, uh-huh, în care să se simtă acceptați, primiți. Apoi, un alt scop este să iasă din mediul lor, din camera lor. Da, sunt experiențe remarcabile cu oameni care au stat ani de zile în casă și n-au ieșit, s-au obișnuit. Acum, da, câteva mai sunt cât de cât mângâiați ca un telefon, un televizor, un ceva și au acolo activitate, dar pentru ei a venit așa ca o gură de aer proaspăt, să știe că cineva vine și coboară pe scări, îi scoate afară. O întâlnire de socializare. Da, 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 da. Asta a fost, doar chestia asta a fost primul element care ne adună. Să creăm legături între ei, nu știi cine cu cine, cum vorbește, ce context, chiar și locuri de muncă, dacă apar oameni care se implică. Acum s-a schimbat și legislația și sunt unii care chiar caută persoane cu dizabilități și ne sună. Principiul îi punem în legătură. Mai găsesc oameni care pot face ceva după capacitatea fiecăruia, da? Însă nu e simplu, e clar că nu e simplu. Aș vrea să ne întoarcem puțin la aceste întâlniri, pentru că m-am uitat puțin pe site-ul vostru și am văzut oameni care au declarat că aceste întâlniri erau pentru ei a doua casă. Era locul în care își spuneau povestea personală, în care își mărturiseau credința în Dumnezeu, toate obstacolele pe care le-au depășit, și mi s-a părut minunat. I-am văzut cântând, descoperindu-și talentele, manifestându-le. Cine îi aduce pe oameni la aceste întâlniri și cam câți participă la o întâlnire, media? Da. Acum, ca să prezint așa puțin și un tablou general, deci, asociația a început la București, cum ziceam, 15 ani în urmă, aproximativ, și apoi s-a extins în orașe mai mari, mai mici, ba și comune chiar, unde a apărut un interes, cineva a zis, haideți și la noi, suntem și aici câțiva, ne organizăm, doresc să iasă, colaborăm cu primării, cu școli care ne pun spații la dispoziție, unde să ai și o baie accesibilă, na. Deci, la întâlnirile acestea, te gândești de câți oameni ai nevoie ca să organizezi. Și atunci îți strigi după voluntari. Hei, de obicei am stabilit cumva o regulă. Duminica, fiind o zi liberă, undeva la ora 2, să fie unii care merg dimineața la biserici, așa, să aibă un timp să vină acasă, să mănânce, să-și tragă sufletul și apoi să fie o întâlnire pe ziua, nu pe seară, pe noapte, da? Și am rămas așa, duminică la 2 se știe că ne adunăm și ne mobilizăm. Oameni care doresc să se implice, pur și simplu voluntari. În principiu, cei mai ușor îi găsești din biserică, dar de când acum cu site-ul, cu Facebook-ul, asta e foarte frumos, mai sună unul, doi, nu sunt foarte mulți, dar te bucură când vezi, băi, v-am văzut despre voi, vreau și eu să vin. Sigur că era un nene, un bucătar aici, aproape de Timișoara. Nu ne-am văzut niciodată, ne-am auzit la telefon. El a venit cu mașina lui, l-am direcționat. M-am creat o legătură de încredere. Cam asta este, da. Și s-a implicat și ne bucurăm când vedem că se întâmplă asta. Da, sunt momente, sunt provocări, că aveam discuția asta, când simți că nu găsești oameni, vrei să faci o masă acolo, vrei să faci un mic program, trebuie să strângi niște oameni. Da. Așa, deci, cum am zis, nevoie de voluntari care să participe duminica la aceste întâlniri, da, care să fie o companie bună sau să stea alături de o persoană.
care nu are pe nimeni acasă. Da, probabil. Pur și simplu să iei un scaun, să-l muți de aici încolo, sau când luăm împreună sandwich-ul ăla sau pizza ce servim împreună, să te duci tu să-i o duci unde stă el acolo pe scaunul lui. Să-ți-l faci prieten. Da, chestiuni minimale. S-au întâmplat și lucruri neplăcute. Unii au zis, băi, vreau să fac asta. S-au implicat odată, după aia au apucat plânsul, jalea, tristețea, depresia pe ei. Este dureros pentru voluntari? Trebuie să... Știu eu. E bine așezat în inima lor? Am întâlnit și persoane scaun cu rotile, zice că ne adunăm și vedem că suntem așa mulți acolo, nu mă simt bine eu, zice, da. Deși e o multiplicare a durerii câteodată posibil, pentru ei. Posibil, da. Deși mă duc personal, ne întâlnim, persoana e credincioasă, e activă, dar zice, parcă nu mă simt chiar așa bine, prefer altceva. Dar, dincolo de asta, nota generală este că se simt bine, se iasă, partea asta... umană, socială, sociabilă, există în noi. Nu este bine ca omul să fie singur. Sigur că reverberează așa peste tot și în categoria aceasta. Absolut, absolut. Da. Și avem nevoie ca cineva să-și manifeste simpatia, empatia, dragostea față de noi. Tocmai de aceea și Asociația Ridică-te și Umblă organizează și excursiile astea. Da, am văzut, sunt nemaipomenite. Spune-ne mai mult despre ele. De exemplu, noi la Timișoara colaborăm foarte bine cu Lugojul. Acolo sunt mai puținei. Este o doamnă directoare la o școală, dar e o persoană foarte bine organizată și... mergem acolo la un cămin de bătrân, căminul Sfântul Francis, parcă îi zice, și luăm 2, 3, 4 mașini din Timișoara, ne adunăm acolo, facem un program cu ei și cumva și o ieșire pentru noi. Alteori mergem în Buziaș, la Buziaș, în parcul ăla, face o plimbare, bei o apă din aia cu fier, să devii puternic. Da? Unde găsim un loc. Apoi sunt mini-taberele acelea din mijlocul țării. Cineva a oferit o casă, o vilă, ceva, a trebuit adaptată și cât de cât e un loc în care încap 15-20 de persoane, am înțeles. Oful meu este că n-am ajuns de acolo și eu doar în poze am văzut. Dar, găsim, poate ne oferă cineva în Timișoara. Vreau să te întreb ceva, Daniel. Ce șanse are o persoană cu dizabilități să aibă un concediu, o mică vacanță, un loc în care să se relaxeze? Da. Aici nu știu foarte bine și legislația se schimbă și sunt oameni care se luptă, ne prezintă și nouă când ne întâlnim. Personal nu știu foarte bine domeniul ăsta legal, cum stau lucrurile, da. Nici chiar cu fondurile personal nu m-am implicat. Știu că unii aleg între medicamente și alimente. Adică, financiar vorbind, indemnizațiile lor sunt mici comparativ cu nevoile pe care le au. Da, nu știu foarte bine să zic despre asta. Știu că acum, chiar când se transmite emisiunea aceasta, este tabăra națională Ridică-te și Umblă și se adună de peste tot, cu diverse preocupări și diverse gânduri. Unii vin să se și însoare, să-și găsească ferechea. Oh, foarte bine! Da, și... asta înseamnă că au speranță. Da, 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 da. Și este undeva la Cluj și noi ne-am gândit, dacă suntem la Cluj, zice, hai să mergem și prin bisericile alea când prindem weekendul, să prezentăm și acolo. Surpriza este, sunt câteva orașe mari, puternice, și cum este acesta Clujul, în care... oamenii, zice, avem alte proiecte, nu s-au implicat, trebuie să găsești o mână de oameni, 5 oameni, 10 oameni să facă un grup și odată pe lună să scoate 5 oameni, 10 oameni, să-i scoate într-un parc când e cald sau undeva la o școală sau la un alt spațiu. Am evitat bisericile ca să nu creăm atât de mult partea asta religioasă, să nu-i speriem, dar în ultima vreme, după ce creăm relațiile și astea, ne întâlnim, da, la Crăciun, la Paști și la astea, da. N-am vrut să-i bombardăm cu partea religioasă nici într-un caz, ci să arătăm latura asta umană, normală, care trebuie să existe până și între păgânii există, dar mai. Da, adevărat, și este foarte important să facem binele dezinteresat și să dăm oamenilor opțiunea să își caute drumul spre Dumnezeu. Însă întrebarea mea este, în
aceste incursiuni în viața lor interioară, emoțională, în care sunteți pentru ei ce au nevoie, sunteți prieteni, sunteți persoană de companie, îi duceți într-o mini-vacanță, știu că aveți un serviciu gratuit de transport. Simt ei dragostea lui Dumnezeu, se întâlnesc ei cu bunătatea lui Dumnezeu în acțiunile voastre atâta de făcute cu suflet și cu inimă și cu investiție. Vezi, la unii oameni o recunoștință, cumva ca în pilda lui Iisus, deși nu-i numai pildă, este și pildă, dar și fapt real, cu acei leproși care au fost vindecați și unul singur și ăla un pârlit de samaritean, am zice noi, se întoarce cu o deosebită recunoștință. Vezi oameni care reacționează așa frumos și te bucuri, alteori nici nu stai să te gândești și nu știi ce în sufletul lor. Poate să fie recunoștință, dar nu știu să o exprime, nu s-au învățat. Și asta. Suntem și într-o cultură care nu prea își exprimă recunoștința și starea de bine. Da, nu știi ce în sufletul oamenilor. Dar, de exemplu, serviciul acesta de mobilitate numit taxi gratuit, început de ridică-te și umblă, ne-am bucurat că am fost înainte să existe serviciul acesta la primăria Timișoara, care apoi l-au dat la Direcția de Asistență Socială, sau cum s-au împărțit ei, nu știu. Și s-a întâmplat cum se întâmplă general în situația noastră. Nu facem niciun concurs să adunăm oameni sau... Noi pur și simplu vrem să îi adunăm orice asociație ar fi, nu contează că e altundeva înscris sau așa, noi nu avem nicio cotizație sau ceva de felul acesta, doar să creăm cadrul acela de familie, să împlinim nevoia lor de socializare și dacă apar și alte oportunități ne bucurăm foarte mult. De aceea se fac serioase eforturi, cum este acesta cu taxi gratuit, s-a văzut nevoia de a fi ajutați oamenii aceștia. La început, taxi din Timișoara al primăriei oferea doar numai pentru categoria bolnavii locomotori. Na. Și atunci foarte frumos ne-am preluat și pe ceilalți care aveau nevoie și... Aveți mașina voastră proprie? O mașină donată de undeva, cărpită, reparată de nu știu câte ori. Se strică des? Dorel, da, el se ocupă de ea și îmi place ce optimist e el. Eu când aud, zice, iarăși cu ea l-a reparat, da. El și găsește oameni, îi duce la medic, îi duce în diverse locuri unde există nevoia și mă bucur că încă funcționează. Timișoara, Arad, București, la Sibiu a ajuns o mașină, undeva Botoșani, iarăși a fost un proiect frumos. Da, e nevoie de susținere, de permanență în astfel de proiect. Deci aveți o mașinuță acum care e bolnăvioară și ea de multă. Au fost oameni de bine care au zis, hai, adu la noi, pac, ți-au montat acolo în spate ce trebuie, să poți băga căruciorul. Da. Spune-mi ceva și despre cabinetul de vorbe și fapte bune. Ei, și aici e un lucru așa frumos care arată creșterea asta biotică sau cum să o numim, biologică, naturală. A început cu un proiect cu cineva care s-a gândit ce ar fi dacă aș fi un scaun cu rotile, apoi cu o mică revistă, apoi cu taxi gratuit, cum am zis, apoi cu taberele, cu mini-taberele, ce or fi. Și apoi a apărut și ideea aceasta, hai să facem un cabinet de vorbe, de discuții, unde discuți, mai ai auzit de cutare și de cutare, să discuți pozitiv, nu la nivelul de bârfă, ăla are nevoie de asta, hai să ne mobilizăm, cu cât suntem mai mulți și pune fiecare din puținul lui, cu atât pentru celălalt este un ajutor nesperat. Și o persoană cu dizabilități, Mihai Diarachi, de la Țipar, de aici, din județul nostru, el a preluat așa cu tot sufletul ideea aceasta și el mobilizează oameni și mă sună, hai Daniele, dă și tu acolo, participă și tu, sau pur și simplu se simte bine să... Deci dacă să cineva are o nevoie din această categorie vulnerabilă, dă un telefon și acolo se creează o rețea care îi ajută să momentan, ajungă, uite, la lumină. Știu că au folosit doar rețeaua aceasta Facebook-ul ca să prezinte, dar ar fi chiar nu știu, iarăși personal nu m-am implicat atât de mult, însă ce frumos ar fi să fie tineri care ni se alătură, care ușor manevrează un cont din asta, știi, pe Instagram sau pe celelalte rețele care sunt și să ajungă la mai mulți oameni. Ai putea face mai mult bine. Asta e scopul. Da. Să ajungi la oameni, să mobilizezi pe ăla să dea 10 lei, pe ăla la 20, fiecare după puterea lui. Sigur. Și
ajutorul pe care îl dai, aia zic, unii ori noi nici nu știm. Noi mergem înainte, facem treaba noastră, dar noi nu știm ce bine ai făcut în sufletul unui om sau cum ai reușit să-l scoți dintr-o groapă mai mare sau mai mică și asta e un mare har. Așa este. Proiecte noi? Ceva la orizont? Da, cel mai mare proiect al asociației se numește proiectul Claudia, de aici, de lângă noi, la Arad, într-un sat frumușel. S-a obținut acolo terenul, gardul, aprobările. De ceva timp, nenea George Uba, săracu, se zbate foarte mult pentru fonduri. Se dorește a fi cel mai mare centru de tip Respiro, sau cum să numim, un loc unde să mergi să-ți lași pe cineva apropiat în timp în care tu să poți să-ți rezolvi problemele o zi, două, trei, sau am văzut multe situații, chiar acum recent vorbeam cu o mamă, are 80 de ani, am chemat-o în tabără și mi-a zis, măi, sună bine, dar eu am 80 de ani, eu conduc, dar zice să merg până la Cluj, mi-e greu. Și rămâne copilul de vreo 50 de ani, cui rămâne? Știi? Și de aceea a apărut ideea să facem centrul ăsta Claudia, ăștia care rămân până la urmă pe din afară, să fie preluați acolo, să aibă niște condiții minime, să continue viața, să vadă speranța, care să nu piară odată cu pierderea unui părinte care a fost tot sprijinul și tot suportul. Da. Și aici e povestea interesantă. Claudia, de ce Claudia? Claudia a fost o rudă, am înțeles, a domnului Uba, George Uba, și a sprijinit, a înțeles lucrarea aceasta, a făcut un cancer și n-a putut fi salvată. Și nenea Uba a zis, îi spunem Claudia centrului acestuia, și așa a rămas. Da. Și frumos. Sunt oameni, o familie scumpă din Australia, să zic, din România, de peste tot, care aud, se implică, da. Și încet, încet construim și ceva frumos. Și transformă și durerea, dau sens durerilor, ajutându-i pe alții care, așa cum povesteai, au această teamă că se vor stinge ca și părinți din viață și copiilor rămân fără îngrijire. Da, aici e ceva dramatic când te gândești. Da. Deși ne uităm că sunt progrese care se fac și la nivel legislativ, da? Este încă mult de lucru. Suntem departe de ceea ce ar trebui să fie, deși sunt și alte organizații care se ocupă de problemele acestor persoane în Timiș și în țară. Este insuficient comparativ cu numărul mare de oameni care trec prin aceste suferințe și care au nevoie de sprijin. Daniel, ce te motivează pe tine? Ești într-un loc în care este multă durere, în care oportunitățile sunt așa de mici, nici statul cu sărăcia și birocrația lui nu sprijină foarte mult. Ce îți dă ție încurajare și energie să rămâi implicat în această lucrare? Sincer, întrebarea așa nu mi se potrivește nici cu, sincer zic, că n-am stat să-mi pun problema, acum sunt pusă în fața faptului împlinit și zic, pur și simplu mă duc, mă simt atras de oameni în general și când vezi suferința și asta, ești acolo, cum să nu fii acolo, e un minim necesar, știi? Nu e ceva deosebit. Uneori se întâmplă, am povestit, mai urcăm pe scări la etajul 4, să cobor pe unul, pe altul. Asta e un efort, știi, până la urmă. Te bucuri prin faptul că ești creștin, asta e primul lucru, da? Și apoi te bucuri că faci și tu un bine și îi vezi pe oamenii aceia zâmbind. Da. Și este un zâmbet pe care Domnul Iisus l-a pus pe chipul oamenilor și mult din viața pământeană a Domnului Iisus, viața le putem să vedem interacțiuni, alinare, sunt și predici ilustre și minunate, dar este foarte mult atingere și impact în viața oamenilor. Este cumva chemarea noastră a creștinilor să fim acolo și să-L ducem pe El în modul în care pot oamenii să-L recepționeze. Daniel, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, a trecut așa de repede. Acum, tu ne-ai listat foarte multe provocări, o nevoie mare de oameni, de resurse, de o mașină mai bună. Cum să-i convingem noi, pe români, pe creștini, să sune la asociația Ridică-te și umblă și să se implice și să viziteze, să ducă
astfel de persoană într-o excursie, să-și pună mașinile la dispoziție, să facă o masă câteodată când aveți acele întâlniri speciale. Te rog, convinge pe cei ce ne ascultă să vină la asociația voastră și să-i facă fericiți pe acești oameni, fericiți. Să-i ajute să-și ducă mai ușor soarta. Mi-ar plăcea să am darul acesta, să pot convinge oamenii. Într-adevăr, astăzi e epoca asta a imaginilor. Dacă aduci imagini, da, o arăți acolo, uite, pe Facebook-ul nostru, vezi oamenii care sunt fericiți alături de noi, sau îi vezi într-o anumită ipostază, te uiți, trezește ceva în tine. Apelul este, oameni buni, uitați-vă un pic în jurul dumneavoastră, luați-vă, știu eu, o zi și să vedeți câți oameni întâlniți în felul acesta și că chiar merită să fii lângă ei sau să-i abordezi fără, știți, am observat chestiunea aceasta, na, să abordezi pe cineva de lângă tine valid, așa pare dubios. Dar pe oamenii aceștia poți să-i abordezi direct, da? Nu se supără, ei se bucură, da? Și lucrul ăsta chiar face viața mai frumoasă. Căutați-i pe oameni, trăiți cu ei, bucurați-vă, asta îți dă ție energie și curaj când vezi că ai făcut ceva pentru semenul tău. Amin. Doamne ajută! Ce să zic, n-am venit cu un armament foarte puternic să conving, am venit să vorbesc că există oamenii aceștia, sunt în jurul nostru, deschideți ochii, priviți-i și întindeți o mână, deschideți gura într-un zâmbet frumos față de ei și cred că o să se întâmple ceva frumos. Și dacă doriți, căutați-ne să colaborăm și putem face lucruri foarte frumoase împreună. Când oamenii se unesc, puterea e mai mare și rezultatele sunt frumoase. Așa este. Și dincolo de a aduce un zâmbet pe chipul lor, să-L vedem pe Iisus, pe fața lor, și să vedem așa cum i-a menit El să fie, perfecți, sfinți, binecuvântați, și să ne apropiem de chemarea aceasta pe care El ne-a făcut-o. Sunt mulți oameni care trec prin multe provocări grele în viața aceasta, însă persoanele cu dizabilități trec prin lupte grele în fiecare zi, cu lupte pentru supraviețuire. Ține de noi să le stăm aproape, să le facem viața mai ușoară și chiar mai frumoasă. Până data viitoare, rămâneți implicați! Dragostea care schimbă lumea. Emisiune despre oameni și organizații implicate în folosul comunității.